viața se modernizează, noi ne modernizăm, iar ceea ce ne-au lăsat strămoșii parcă se uită. Nu și în satul Palanca din raionul Călăraș, acolo unde Tatiana Popa pare să fie oprit timpul în loc. Deși cel de-al doilea război mondial a deposedat-o de tot ce a avut mai drag, a luptat și continuă să facă. Nu pentru slavă sau recunoștință, ci pentru adevăratul frumos. Așa a transformat casa părintească în muzeu, a reînviat tradiția țesutului de covoare mult numită în popor țâța fetei, a cusutului de ghii, a brodatului, a cântecului popular. Cu atâtea merite în palmariț, eroina noastră mai are o calitate de preț, cea de îndrumător al tinerei generații, zeci de copii frecventând cu mare interes lecțiile sale. Bine v-am găsit aici, într-o casă în care atmosfera e numai pomenită și eu intrând, parcă mă simt ca la bunica acasă, nu știu de care mi-a stat foarte dor. Cum ați reușit să reînviați această casă părinților dumneavoastră? Nu știu cum am reușit. Dorința a fost mare de a păstra ceea ce au rămas de la părinți și primul vis al meu a fost ca cel puțin măicuța mea ultimii ani se poate să treacă prin casa ei, pentru că această casă a fost înstrăinată din 1945 și până în 2000 noi nu am avut dreptul să locuim în această casă și dorința mea a fost ca măcar în ultimii ani mămica mea să trăiască în casa unde s-a născut în 1912, deci casa este foarte veche. Eu n-am reușit să fac aceasta, adică totuși n-am reușit, dar în memoria părinților am lăsat casa așa, am împodobit-o în așa fel ca vizitatorul într-adevăr pășind pragul să se pomenească în atmosfera părinților sau bunilor. Cu toate că sună muzeul Casa Părintească, dar despre muzeu vorbesc doar manichenele cu costume populare sau unele fragmente. În rest, casa este împodobită în așa fel, parcă stăpânul numai ce a ieșit. Undeva în curte și întâmplător ați pășit pragul, de ce pășim acum pragul acestei case. Suntem în tinda casei părintești, destul de spațioasă. Este casa gospodarilor mai înstăriți, de obicei pe mine mă întreabă vizitatorii, păi, dar așa poduri înalte, dar și factura podului este cu totul altfel, la care eu am spus, este casa a unor gospodari înstăriți, bunelul a fost brigadierul colului Silvic, din această regiune, județul Vârpușna. Și casa era, respectiv, corespundea acestei familii cu 5 copii, între care era și măicuța mea. Putem, cum dată, pășim pragul în casa mare. Casa mare, care de fapt este camera expozițională a unei familii, camera unde se petreceau cele mai importante evenimente în viața țăranilor, de la naștere și până în ultimul drum, când tot din casa mare se scoate. Aici se petreceau nunțele, îmbrăcarea miresei, care acest obicei a dispărut pentru totdeauna, dar este foarte frumos, un obicei extraordinar cu cânticul pentru îmbrăcarea miresei la icoane, când pe urmă ieșea mireasa pentru a întâlni mirele. Pentru că astăzi miresele sunt împodobite, vin de la salon. Obiceiul acesta a dispărut pentru totdeauna și camera este împodobită cu lucrările lucrate de gospodari, de la mic copil și până la cel mai în vârstă. De fapt, fetiței se punea acul în mână de la 5 anișori, acul bunicuței cu care ea începea să facă primul tiv pentru băsmăluța miresei. Da, la 12 anișorii se schimba acul și se vedea ac nou, pe care ea era obligată, Doamne ferește, să-l piardă, să-l ține până va deveni ea bunică și să poată să transmită nepoțele. Vedeți, această perpetuare, această
transmitere din generație în generație a obiceiurilor, a tradițiilor, a frumosului. Camera împodobită cu galerie de fotografii din neam în neam și aici sigur că se păstrează fotografiile părinților, a bunieilor. Da, părinților, da, acolo chiar familia noastră în 1943, bunieii, bunielul cu frații săi și bunica. Astăzi nu se mai păstrează fotografiile, socoate că nu este la modă, dar eu cred că în cel mai modern apartament, un element cât de cât a fotografiilor neamului, a unui prosop, a unui covor care este drumul vieții noastre, ca și prosopul, apropo, ar trebui să fie păstrat în orice casă. Ce-ți minte această rochiță? Da, rochița, da, această rochiță are peste 100 de ani. Este costum pe pascal, pentru a te duce la biserică de Paști. Vedeți, și așa țeseau, asta este țesut de veșminte, ca veșmintele preoțești, așa țeseau femeile noastre altădată. Iar aceasta este făcută după un costum tradițional, caracteristic, cămașele de centru, de acum de fetițele noastre, clasa 6, 12 și 13 ani. Aici mașină de cusut nu a avut de lucru. Și o să vă mai arăt ce fac. Și acum chiar lucrăm noi cu o fetiță. Noi trei copii au câștigat concursul și plecăm la Olimpiada Meșterilor Juniori la Complexul Muzeal Astra din Sibiu. De la 25 iulie până la 30 iulie. Dar ce concurs? Trei copii. Concursul Meșterilor. Și facem acum, o să vă arăt că o fetiță, dar o să că ea este. Facem cămașă, cu asta o să duc, asta ea fie ca lucrare de concurs. Și aceasta e cunună cum erau alte date, vedeți cum erau, din ceară, din... Wow, n-am văzut niciodată cămașă. Da, da, asta este. Da, se făceau manual? Da, manual. Și cine le făcea? Da, erau meșterițe, apoi au apărut niște ateliere sau cum se numeau ele atunci. Sofcele, sofcă special o ținem deschisă ca să se vadă că ea este plină cu zestre. Ei, zestrea noastră este cam neordonată pentru că cine vine mai caute să uite și de ce nu este ordine. Și sofca închisă care servea drept pat altădată. Aici avem diferite sofce, dar prosoape. Caracteristic. Și colecția de covoare care o avem de la dăruite și covoarele a părinților, de la părinți, dar și dăruite de la nord până la sud, până când avem și din Ucraina. Iată, aici avem două covoare dăruite din Ucraina, din două sate de moldoveni în Ucraina. Nițurcă, când mi-au scris cu scrisorică, mi-au adus jurnaliștii aceste covoare, era scris nițurcă. Mi-am dat seama că moldovenii de acolo sunt de la nord. La nord se țese la noi, Iedinez, Dândușeni, Râșcani, acolo este tradițională nițurcă. Dar noi... Ați de ce este acesta? Este, da, este din 1910 un covor și unul covor 1953. Avem covorul din 1907, 1913, 1914, dar noi țesem covoare în bumb, da. Astea sunt covoarele noastre. Da, și avem altele. Ținem în mână un covor foarte vestit prin tehnica lui de realizare, tehnica în bumb, dacă nu greșesc, și un covor numită Țița Pepe. Povestiți-ne, cum ați readus, de unde ați realizat această tehnică? Și am renăscut această tehnologie, că este un element, s-ar părea, de broderie veche, care se folosește și la iile noastre vechi, da, steluțele care se folosesc la ei. Deci era cunoscut de la mămica mea stilul acesta de broderie, numai nu știam că pot face pe
gherghef, adică piramă specială cu urzită. Am încercat, la început nu s-a prea primit, se cunoșteau firele de urzit. După asta ne-am specializat și iată am ajuns să perfecționăm această frumusețe, într-adevăr este frumusețe. Mi-am dat seama că este un covor neobișnuit, covor cu funcții curative pentru masaj, pentru a aerata vasele sanguine, pentru tălpi, pentru coloana vertebrală. Și cred că s-a pierdut interesul. Pentru noi moldovenii, covorul, scoarțele noastre, este decorul. Și nu numai decor, este ceva sfânt, ceea ce se duce, se transmite din neam în neam, ca căldura unui covor pășit a vieții noastre. Aici este cu totul altceva și cred că n-au văzut, că de obicei așa vorbesc, dar ce frumos aici este. Poți folosi elemente. Eu, grație Irinei Ropot, ea mi-a trimis poze acum a covorilor care se păstrează în muzeul de la Fălești, unde este făcut pomul vieții și în ornamentul acesta el pare mai masiv, nu atât de fin ca la covoarele noastre tradiționale. Chiar figuri sunt acolo, iar vreau să zic că poți face orice figură geometrică și se primește destul de frumos. Cât durează la realizare? Se lucrează foarte încet, migălos, nu este greu de lucru, dar se lucrează migălos ca la orice lucru care îl faci, broderii, croșetare, țesutul covorului, așa și aici. De exemplu, acest covoraș care are 50x50, lucrează 3-4 zile, a patra zi de acum este finisare o femeie. La un covor mare, care facem noi la 2 metri și ceva, pe 1,60 m, lucrează 5 femei, undeva 2-3 luni. Și aveți comenzi de asemenea? Sunt comenzi, să dea Domnul să avem meșteri să facă. Da. Știu că această tehnică a inspirat și un design. Da, asta a fost un proiect tandem cultural cu Fundația Soros și Fundația Cultural Europeană și din 7 proiecte tandem, 2 proiecte au fost la Casa Părintească, printre care a fost acest covor în bun. Niciodată nu mi-am dat seama. Atunci când am participat la acest concurs, nu imaginam că pot trezi interesul europenilor cu elemente etnografice ale noastre, pentru că suntem prea aproape. Și cu toate acestea, designerul din Berlin a văzut anume în aceste elemente care pot fi folosite în vestimentația modernă. Și dacă ați văzut sumănelele noastre care le facem noi, poți folosi aceste elemente pentru a împodobi haina, a înfrumusețea și e, are un decor luxuriant. Da, da, da. Copilăria a fost creată, dar totuși niște momente frumoase care v-au rămas așa în memoare. Sigur, orice copilărie este frumoasă prin toate greutățile care n-ar fi. Ea a fost globioasă, cu mulți șoti, cu toate greutățile, totuși a fost și o copilărie, nu pot. Și mie îmi pare că am avut pe cât de grea și pe atât și de frumoasă. Plină de jocuri foarte interesante, ceea ce nu mai există astăzi. Copilărie cu căprile, păscutul căprilor și cu oile altor copii, ne adunam cu toții și acolo erau jocuri diferite. Plimbările prin pădure, practic pădurea este
așa, a copilăriei mele, pentru că îmi plăcea foarte mult la nebunie să umblu prin pădure, să cânt prin pădure. Așa, ce cântați de obicei? Da, nu, inventam eu de la mine cântecele. Și cam asta, nu știu, nu pot așa să, acum la moment, să-mi amintesc ceva deosebit. Care era cel mai drăgit de dumneavoastră? Nu, doar mă implicam în joc cu alți copii, dar nu aveam eu. Aveam păpuși, iată, jocurile mele erau păpușele mele, păpușele cu sute de măicuța mea și corpul păpușii era umplut cu rugămitură de lemn, da? Iată, așa erau păpușele de altă dată și coseam rochițe. Deci copilăria mea era, eu eram foarte cointeresată, trebuia ori să cos, să brodez. Îmi amintesc că în clasa întâia, când am venit, era 49, da? După război, copiii în timpul războiului n-au învățat școală. Și au venit în clasa întâia împreună cu mine, care eram nici 7 ani, încă nu împlinisem, fete și flăcăi mari, 15 ani, fete fășeau horboții, că ele împleteau la, făceau zestre. Dar eu făceam carte, pentru că mămica mea, cu toate căprile și cu tot ce aveam, trebuia să vin la deanează, scăunelul, și mă punea să citesc. Am avut abecedar românesc acasă și unul rusesc. Eu în clasa întâi puteam citi și românește și rusește. Să facem lecții de astea. Și eu văzând că fetele cele toate brodează, mămica mea nu mă punea la cusut, nu mă punea ea să fac carte. Eu în buzunar, în rochiță care îmi cosă măicuța mea, am găsit niște cărpușoare care sub mașina ei de cusut, acolo ne le-am pus și acă, i-am furat de la mămica acu și cu ață neagră de mașină am venit și eu să brodez la recreație. Când a luat măicuța mea să spele rochița, am pus cu acu, de asta vrei, asta îți dau. Și m-a pus la brodat, de atunci brodez într-una. Și tot așa m-a învățat fiecare. Asta ai vrut? Cum vedea că e o atenție la ceva? Asta ți-o dau, acum facem numai de asta. Și în felul acesta am învățat a țesea, broda, a croșeta, la, pe urmă, interesul la bucătărie, la copt, la... Și asta era copilăria noastră. Își amintește cu sfințenie de orice îndeletnicire și joc din copilărie, dar cum îi face pe copiii de azi, furați de era tehnologiilor, să îndrăgească același joc plin de valoare și autentic, aflăm imediat. Bunicile noastre de altă dată învățau copiii cu ajutorul cânticului să cunoască mediul înconjurător, cu ajutorul cânticului să cunoască corpul omenesc, cu ajutorul cântecelului să fie dezmierdat, cu ajutorul cânticului făcea gimnastică curativă, fără să-și dea seama că aceasta este gimnastică. Deci mișcarea degetelor, pus în mișcare, deci toată viața energetică noastră se află pe vârful degetelor. Iată, cu ajutorul degețelor, noi acuși o să încercăm, da? Ne jucăm, ne jucăm cu deștul mare, ne jucăm, ne jucăm, ne jucăm cu deștul mare, ne jucăm. Când deștul mare a obosit, arătătorul a venit. Când deștul mare a obosit, arătătorul a venit. Ne jucăm, ne jucăm cu arătătorul, ne jucăm. Ne jucăm, ne jucăm cu arătătorul, ne jucăm. Arătătorul obosit, mijlocașul a venit. Arătătorul obosit, mijlocașul a venit. Ne jucăm, ne jucăm cu mijlocașul, ne jucăm. Mijlocașul obosit, inelarul a venit. Mijlocașul obosit, inelarul a venit. Ne jucăm, ne jucăm cu inelarul, ne jucăm. Inelarul a obosit, deci tu mic a venit. Inelarul obosit, deci tu mic a venit. Ne jucăm, ne jucăm cu deci tu mic, ne jucăm. Ne jucăm, ne jucăm cu deci tu mic, ne jucăm. Când deci tu mic a obosit, iată palma a venit. Când deci tu mic a obosit,
iată palma a venit. Ne jucăm, ne jucăm, noi cu palma ne jucăm. Ne jucăm, ne jucăm, noi cu palma ne jucăm. Când palma a obosit, iată pumnul a venit. Când palma a obosit, iată pumnul a venit. Ne jucăm, ne jucăm, noi cu pumnul ne jucăm. Ne jucăm, ne jucăm, noi cu pumnul ne jucăm. Când pumnul a obosit, iată cotul a venit. Când pumnul a obosit, iată cotul a venit. Ne jucăm, ne jucăm, noi cu cotul ne jucăm. Când cotul a obosit, noi atunci am adormit. Cel mai principal este controlul coloanei vertebrale atunci dacă ajungem coatele bine aici. Dacă nu se ajunge, înseamnă că avem probleme la coloană vertebrală. Și să vedeți ce încercări la oameni maturi, cum încearcă să ajungă aici cu coatele să joace. Dacă nu, într-adevăr, nu toată lumea ajunge așa cu coatele. Iată așa, și sunt cântece cântate, cântece jucate. Noi să ieșim așa, și burangicul, da? Copiii noi să jucăm, burangicul. Erau cântece de lucru, la țesut, la... Dar acum cred că o să prezentăm ceva de Pascal. Acum noi pregătim un mic scenariu al lumânărilor și o să cântăm un colind de Pascal. Orice lună este dulce, care nouă ne aduce, pentru suflet.